Am revenit la știri. Teatrul dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu va îmbrăca straie de sărbătoare. Actorii se pregătesc pentru balul teatrului, care se află la cea de-a 8-a ediție și va avea loc duminică de la ora 19. Cu această ocazie va avea loc premiera musicalului Eu și iubita mea, spectacolul în regia lui Marian Negrescu și în memoriam Achille Rosselletti. Actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu fac repetiții intense pentru marele eveniment dedicat în acest an marelui regizor italian Achille Rosselletti. În fiecare an, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, așa cum și-au obișnuit spectatorii fideli, organizează cea de-a 8-a ediție a acestui eveniment de foarte mare succes. Este un spectacol în care este implicat tot teatru. Dublăm cumva acest eveniment și de un mesaj sau, să spunem, acest eveniment din acest an, balul teatrului din acest an este dedicat lui Achille Rosselletti, regizorul care a însemnat atât de mult pentru noi ca și trupă și colectiv. Spectacolul se anunță a fi unul remarcabil, cu momente de teatru, muzică și dans, motiv pentru care biletele se epuizează cu mult înainte de eveniment. De fiecare dată, în fiecare an, biletele se epuizează chiar înainte de a porni noi campania de promovare. Biletele pentru evenimentul de duminică deja s-au epuizat, iar piesa se va relua anul viitor. Programul Balul Teatrului a fost demarat în anul 2010 și a fost programat de fiecare dată pentru închiderea de an, înaintea sărbătorilor de iarnă.